Sfințiile voastre, cucernici părinți, dragi persoane consacrate, dragi seminariști și iubiți credincioși, anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am revenit, dar nu deplin, la vremurile când celebram cu mare fast și cu mare bucurie sărbătorile sfinte împreună, în casa Domnului, în bisericile noastre dragi. Îi mulțumim lui Dumnezeu, dar vrem să-i simțim alături de noi și pe cei care încă, din cauza pandemiei sau din alte motive întemeiate, nu pot ieși din casă sau din spital sau din țara în care se află, mulțumindu-se să fie în comuniune cu noi prin mijloacele de comunicare în masă, radio, TV, internet. Hristos a înviat tuturor, adevărat a înviat. În scrisoarea pastorală de Paști am făcut referire la două momente importante din istoria poporului lui Dumnezeu. Am amintit chiar de la început ritualul cinei pascale al evreilor, în care cel mai tânăr din familie adresa celorlalți această întrebare în deschidere: de ce noaptea de Paști este diferită de celelalte nopți? Iar cel care prezida celebrarea răspundea evocând intervențiile extraordinare ale lui Dumnezeu în favoarea poporului ales. Aș dori ca această întrebare să ne punem și noi în vigilia de Paști, noaptea cea mai sfântă, noapte de veghe și de rugăciune. De ce este această noapte diferită de celelalte? Iar răspunsul nu ar trebui să se rezume la o formulă mai mult sau mai puțin abstractă sau repetitivă, ci să exprime profunzimea uimitoare a credinței noastre creștine. Aceasta este noaptea în care Hristos a învins definitiv moartea și ne-a deschis calea spre viața veșnică. Este noaptea în care lumina a învins întunericul, iar binele a ieșit învingător împotriva răului. Este noaptea harului, a luminii, a păcii, a speranței. Este noaptea trecerii. În ebraică, Pesach înseamnă trecere. Trecerii Domnului de la moarte la viață, dar și a trecerii sale prin viețile noastre care așteaptă mângâierea și iubirea lui Dumnezeu. Nu este vorba așadar de o simplă comemorare a unui eveniment care s-a petrecut într-un trecut îndepărtat. Este un act pe care Hristos continuă să-l realizeze și astăzi în viața bisericii și în viața fiecăruia dintre noi. Hristos continuă să treacă și să semene în inimile noastre sămânța speranței, a păcii și a veșniciei. Câtă nevoie avem, mai ales în aceste timpuri tulburi, să simțim cu adevărat prezența vie și eficace a lui Iisus în viețile noastre. Câtă nevoie avem de speranță, de curaj, de iubire. Câtă nevoie avem de Iisus și de trecerea sa prin viețile noastre încercate. Al doilea moment la care am făcut referire în scrisoarea pastorală este episodul din Evanghelie cu cei doi ucenici care se îndreptau de la Ierusalim spre Emaus, după suferințele, moartea și îngroparea lui Iisus, prietenul lor. Ei își puseseră toată încrederea în Iisus, dar pe calvar li s-a stins orice speranță. Triști și deznădăjduiți au decis să se întoarcă la casele lor, la ocupațiile pe care le aveau înainte de a-L fi întâlnit pe Iisus. Asemenea lor,
Și noi, în fața momentelor dificile pe care le întâlnim în viață, cum sunt și acestea, simțim ispita descurajării și a neîncrederii. Triști, cu capul plecat, ne pierdem speranța și devenim incapabili să privim dincolo de ceea ce trăim și experimentăm. Dar Dumnezeu nu ne abandonează niciodată, așa cum nu i-a abandonat nici pe cei doi ucenici. Mai ales în aceste momente de încercare, El se face prezent, se apropie de noi și ne învață să privim departe, prin cruce. Să privim departe pentru a întrezări lumina triumfului Său glorios asupra răului și a morții, ceea ce le-a permis discipolilor să-L recunoască pe Iisus a fost frângerea pâinii. Ei au recunoscut în acest gest modul specific de a acționa a lui Iisus, care continuă să împărtășească pâinea și viața sa proprie bisericii sale. Într-adevăr, în Euharistie, la Sfânta Liturghie, Iisus ne-a lăsat darul propriei sale vieți oferite Tatălui Ceresc pentru mântuirea noastră. În biserică și împreună cu biserica, suntem chemați și noi să întâlnim și să primim acest dar al lui Dumnezeu, care este însuși Fiul Său. Ce au făcut mai departe cei doi ucenici de la Emaus? S-au ridicat și s-au întors la centru, la Ierusalim, acolo unde totul s-a împlinit și de unde totul trebuia să reînceapă. Ei s-au întors în mijlocul celorlalți pentru a-i face și pe ei părtași de bucuria întâlnirii cu Domnul. Recunoscându-L pe Hristos la Sfânta Liturghie, și noi suntem chemați să mergem spre frații noștri și prin faptele noastre de fiecare zi să le oferim mărturie despre viața care învinge moartea, egoismul și închiderea în sine. Să le spunem cu toată puterea credinței și cu toată convingerea ceea ce exprimăm într-unul din cântecele noastre frumoase de Paști. Să uităm amarul plânsul, să ne bucurăm cu dânsul. Aleluia, neîncetat, Domnul vieții a înviat. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Sărbători binecuvântate tuturor!